Mario, motociclistul din Megidia care și-a pierdut viața luni într-un tragic accident rutier petrecut pe drumul județean 381, la ieșire din oraș spre Valea Dacilor, a fost înmormântat astăzi. Sute de oameni au venit să-și ia rămas bun de la tânărul de doar 26 de ani. Rude, prieteni și motocicliștii din toată țara l-au condus pe acesta pe ultimul drum. Durere fără margini în familia lui Marius Gheorghe, tânărul care și-a pierdut viața într-un cumplit accident rutier petrecut luni la ieșirea din Megidia spre Valea Dacilor. Pe lângă părinții devastați de pierderea unicului lor fiu, prieteni și necunoscuți l-au plâns astăzi pe Mario la înmormântare. Strada pe care se afla capela unde a fost depus trupul neînsuflețit al băiatului a fost neîncăpătoare pentru marea de oameni care au vrut să-și ia rămas bun de la el. Era un tânăr așa cum sunt tinerii noștri în ziua de astăzi, un tânăr plin de entuziasm, plin de vise, plin de dragoste de viață, un tânăr visător, un tânăr care activa într-un domeniu disciplinat în armată, era un tânăr... Din acest punct de vedere, și el un tip disciplinat și un caporal devotat, dar ca toți tinerii, mânat de foarte multe vise. Atât de multe încât câteodată nu mai facem diferența între vis și realitate și din acest motiv ne pierdem uneori acest simț al realității și zburăm nu doar la figurat, ci și la propriu. Pentru noi este o imensă durere că Marius a zburat de data aceasta către cer și ne-a lăsat pe noi să gândim ce prețioasă este viața, cât de mult trebuie să o apărăm, cât de mult trebuie să trăim cu atenție, cât de mult trebuie să fim de echilibrați și cumpătați în tot ceea ce facem. Dumnezeu să-L odihnească! Moartea tânărului a îndurerat comunitatea motocicliștilor. În memoria lui, astăzi, zeci de motocicliști au venit din toată țara pentru a fi alături de Mario pe ultimul drum. Marius era un băiat sensibil, îl știu de mic, am copilărit cu el, îi plăcea tare mult să joace, cum am scris și pe Facebook, la fel, pe supereroul căuta, de-aia i-a plăcut și armata. Care erau visele lui? Să aibă superputeri, asta își dorea. Da. Iar ulterior, când am crescut cu toții, nu știu, ne-am schimbat jucăriile pe jucării mai mari și uite ce s-a întâmplat. Nu? Ca un băiat vesel, ca așa era, un băiat extraordinar, bun în ceea ce făcea, păcat că se întâmplă. Nu știu, un om cu calități și defecte ca toți oamenii. Mario îi pregătea iubitei lui o surpriză, visa să o ducă la altar, iar drept mărturia dragostei pe care i-o purta, vroia să-i fie alături de el toți bikerii. În primul rând a fost cel mai bun prietenul meu, că l-am învățat să merg prima oară pe motociclete, el mi-a explicat cum să merg pe motor. Era mai mic ca mine, dar mai veteran am mers cu motorul. Ne-am învățat pe toți, a fost un bun acrobat. Un prieten, toată România, l-a cunoscut toată România, nimeni nu avea cuvinte de rău despre el. Un băiat de nota 1000, e de neînlocuit. Cum era așa, când te întâlneați? Cum era? De gașcă, prietenos, glumeț, popular, distractiv. Vă veniți să credeți atunci când ați aflat vestea teribilă? Nu, am primit telefon de dimineață, am zis că e o glumă de la cineva care... Știți că sunt mă foc lume proastă, n-am vrut să cred. Am sperat până în ultima secundă că nu e el. Am sperat că posibil să fie altcineva cu motorul lui, dar din păcate a fost el. Un impact prea mare pentru mine. L-am iubit, îl iubesc. Care era visul lui cel mai mare? Ce își dorea? Să-și facă nuntă și noi toți cu motocicletele, să mergem la nuntă, la el cu motocicletele și să fie ceva care
foarte rău se întâmplă în România. O ceruse de soție sau voia să o ceară de soție pe iubita lui? Da, vroia, era în căutare de naș. Voia să-i facă o surpriză, să înțeleg. Da, a avut multe puse deoparte pentru ea, dar din păcate n-a putut să le ofere. La intrare în cimitirul ortodox, motocicliștii care împărțeau aceeași pasiune cu Mario și-au luat la revedere cu motoarele turate și ridicând, într-un mod simbolic, două degete spre cer. În coșciug a fost depus și costumul de motociclist al acestuia. Pe lângă pasiunea pentru motoare, Mario iubea și haina militară. Era militar de profesie, iar pe ultimul drum a fost condus și de camarazii de arme. Ca militar, Marius a fost un camarad deosebit, un bun coleg, un profesionist, pentru că noi suntem militari profesioniști cu toții. Iar ca om, era un băiat apreciat de toți prietenii și un om respectuos, n-a făcut probleme nimănui. Păcat că s-a dus așa de vreme, ar fi avut multe înainte de făcut. Tânărul de doar 26 de ani, care avea toată viața înainte, a fost înmormântat cu salve militare. Pentru salve! Premoniție sau nu, tânărul din Megidia a postat de curând pe binecunoscutul site de socializare un citat mai mult decât sugestiv. Și când mor, vreau să-mi scrie pe mormânt, n-am cedat, n-am fost laș, n-am fost drac, dar nici sfânt.